Au fost cozi astăzi la centrul de donații amenajat la cinematograful Lugol din capitală. Refugiații au așteptat minute în șir în speranța că vor primi alimente, produse de igienă și haine. Mai mult, aceștia s-au bucurat că au primit și un prânz cald. Între timp, primarul capitalei Ion Ceban a anunțat că stocul de produse alimentare este pe sfârșit și a făcut un apel repetat către cei care doresc să-i ajute pe refugiați. Această femeie ne-a spus că locuiește împreună cu fiica și cei trei nepoți într-o casă din raionul Strășeni. Ne zice că, deși încearcă să facă economii și să supraviețuiască cu minimul necesar, oricum copiilor trebuie să le pună de mâncare pe masă. De aceea, astăzi au venit la Chișinău în speranța că vor primi produse și strictul necesar cu care vor mai putea trăi o vreme. N-am scăzali că tot можно получить помощь беженцам из Украины. Денег нету, потому что приехали, схватили, что такое, дети с нами, внуки. Поэтому мы вот хотим, если молдаване нам помогают, Молдавия, значит мы хотим как бы воспользоваться этим. La fel ca această femeie și alți zeci de refugiați au venit astăzi la acest centru de distribuire a donațiilor după alimente, produse de igienă și haine. Au așteptat în rând minute în șir pentru a putea beneficia de cele necesare, dar ei spun că asta nu este o problemă. Nu, materialul pomoș, tovar первой необходимости, у нас маленькие груднички, памперсы, детское питание. Ну, я многодетная мама, у меня 4 ребенка, у нас нет ничего весеннего, ну, постирать чем-то, такое вот, моющее, одежда какая-то, ну, такие вещи. Но мы не можем ни найти ни в магазине, ни, ну, то есть, чтобы купить, ни получить в качестве помощи. У нас безглютеновая у нас диета у ребенка, потому что у него, ну, острая аллергия на глютен. Вот. Ну, в принципе, для нас это и актуально. Refugiații care au venit astăzi la centru au primit și câte un prânz cald. Первый, второй. Вот второй, здесь супчик. Ну, что-нибудь. Ну, что, можно все? Да, да, конечно. Спасибо. Sunt primele 200 de lanciuri pentru oamenii care au venit la centrul Patria Lukoil ca să primească produsele. Noi am hotărât și să-i hrănim cu mâncare caldă pentru că oricum este nevoie și nu putem să îi lăsăm pur și simplu așa după atâtea zile în așteptare. Pentru a putea beneficia de donațiile venite de la cetățeni, parteneri și ambasade, refugiații prezentau o copie a pașaportului și lista lucrurilor necesare, apoi erau direcționați spre depozit de unde primeau cele solicitate. Ce ține de organizarea refugiaților ca să primească un colet, situația este în felul următor. Se apropie persoană, este înregistrată de către asistența socială, în baza unui pașaport care confirmă că dumnealui este refugiat, primește un talon la care el se primește de la depozit acele produse necesare de care el are nevoie de primă necesitate. Primarul capitalei Ion Ceban a anunțat zilele trecute printr-o postare pe Facebook că stocul de produse alimentare de la acest centru este pe sfârșite. În schimb, aici mai sunt haine și încălțăminte. De asemenea, edilul a făcut un apel repetat către cei care doresc să doneze produse alimentare și de igienă pentru a-i ajuta pe refugiați.